Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Tableta este iPad mini Retina, primită în teste de la evomac.ro, iar jocul este Deus Ex The Fall. El costă $10, ocupă 1,6 giga și a fost lansat pe 11 iulie pe iOS, apoi a sosit pe Android în ianuarie în acest an și pe Windows în martie în acest an, deci este destul de proaspăt. Este bazat pe Unity Engine, are o grafică superbă, evidențiată de ecranul Retina de pe acest terminal. Suntem într-un viitor SF, ne deplasăm cu un thumbstick invizibil în partea stângă a ecranului și schimbăm unghiuri de vedere cu un thumbstick invizibil în partea dreaptă a ecranului. Acesta este o combinație de mai multe genuri. Este un joc FPS cu elemente de role-playing și stealth. Iată, investigăm această pubelă. Am găsit credite cu care putem cumpăra arme, muniție. Obiectivele către care ne îndreptăm sunt marcate în fața noastră cu numărul de metri pe care îi mai avem până acolo. Putem să accesăm anumite zone, fie pe ocolite, fie de-a dreptul. Asta e foarte important în timpul luptelor. La acest capitol, jocul mi-am amintește puțin de Arkham City și Arkham Asylum. Am ajuns la ținta noastră, un tip cu care trebuie să vorbim. Urmează o secvență de luptă. În acest joc contează foarte mult și ce spuneți și în cine trageți. Puteți să rezolvați luptele fără să folosiți nici măcar un singur glonț și puteți să rezolvați disputele și discuțiile alergând replica ideală. Povestea este simplă, sunteți într-un viitor SF, jucați cu un personaj numit Ben. Este vorba de fapt despre Anna și Ben, pe care știți din celelalte jocuri de Deus Ex. Ei sunt niște persoane augmentate, adică au părți cibernetice și îmbunătățiri aduse corpului lor. Pentru asta au avut nevoie de un medicament special și acum medicamentul a devenit un fel de drog de care ei sunt dependenți și trebuie să găsească ceva înlocuitor care să le susțină augmentările. Jocul are loc în 2027. Este al patrulea joc din seria Deus Ex. Are legătură cu jocul Deus Ex Human Revolution din 2011. Treceți prin Costa Rica, prin Panama. Am acceptat o misiune. Cei eroi în acest joc sunt Illuminati. Voi îl controlați pe Ben Saxon și v-am spus, fiecare dialog va decide soarta voastră în joc, la fel și felul cum abordați luptele. Puteți să personalizați personajul vostru cu acele augmentări de care vorbim mai devreme. Armele pot fi personalizate cu silențiatoare, puteți să cumpărați și muniție, o să vedeți imediat. Puteți debloca abilități, cheltuind puncte praxis. Deci este un joc destul de complex, așa se explică și de ce ocupă 1,6 giga. Iată, au venit și cei răi. Acum urmează și o luptă. Ok, am făcut și level up și hai să vă arăt ce vă spuneam mai devreme. Iată, ne am pus pauză. Aici găsim toate memo-urile pe care le avem și toate misiunile, de fapt. Aici găsim armele pe care le putem cumpăra. Iată și muniția, diferite obiecte, pachete și magazinul unde putem cumpăra lucruri. Aici sunt abilitățile pe care le putem debloca și putem cheltui puncte praxis pentru acestea. Aici găsim harta. Și abia aici sunt documentele despre care vorbeam mai devreme, tot felul de mail-uri, hack-uri și alte lucruri de acest gen. Alte lucruri de menționat, aici vedem obiectele pe care le avem, fiecare sunt painkillere, beri, batoane de ciocolată, toate care cresc viața personajului pe care o vedeți aici. Apoi, hai să vedem ce altceva mai avem. Putem să stăm în poziția crouch pentru a ținti mai bine și a evita focul. Cu acest buton ne ascundem și țintim de după cover. Foarte util în timpul luptelor, putem să și schimbăm cover-ul cu un buton contextual care apare în timp ce ne luptăm. Observați și această țintă pe ecran care se face roșie când nimerim un inamic. Avem și câteva grenade pe care le schimbăm astfel. Ținem apăsat pe armă pentru a trece la un pistol cu șocuri sau la un shotgun și hai să ieșim de după cover și să înfruntăm pe cei răi ca un bărbat adevărat. Aici vedem pe hartă că ei ne așteaptă. Este bine să punem la punct o strategie și să ne gândim ce trebuie să facem și dacă putem să abordăm lupta fără vărsare de sânge și eventual să o și câștigăm.
Putem să o luăm inamicii prin surprindere. Iată, ne caută. I-am văzut aici și ei m-au văzut pe mine. Să vedem dacă îi putem paraliza totuși cu acest stun gun. Luptele sunt destul de grele. AI-ul este destul de bun în acest joc, de aceea este o idee bună de obicei să încercați să-i omorâți mai blând. Să folosiți forța, nu neapărat armele. Spre exemplu, să-i luați prin învăluire și să-i adormiți cu o lovitură bine plasată în zona gâtului sau a capului și iată, am pierdut această luptă. Uneori este bine pur și simplu să scoateți pistolul, să începeți să trageți. Acum s-a încărcat checkpoint-ul de mai devreme. V-am spus, este un joc destul de greu, trebuie să faceți multe alegeri și să aveți mare grijă, mai ales la lupte. A fost la un moment dat o luptă unde mai avem doar câteva gloanțe, a trebuit să am foarte mare grijă să folosesc forța fizică a acestui personaj. Iată o hartă foarte mare, este foarte ușor să te pierzi, multe dialoguri de purtat. Avem și side quest-uri, personaje care ne dau de găsit ceva, de cumpărat ceva, de vândut ceva și din nou dialogul cu acest tip, din nou împușcăturile. Hai de această dată să vedem dacă vorbim așa, ce se întâmplă. I-am respins și iată, a început și lupta. Iată, e pe cerere, ne așteaptă, pregăti pistolul și suntem gata de luptă. Hai să vedem dacă putem să-i țin timp și să și nimerim. V-am spus, trebuie să vă calculați foarte bine muniția. Mare atenție și la control în acest joc. Iată și o mică glitch de cameră. Am trecut prin inamic, cu tot cu pistol, cu tot cu gloanțe. Am omorât unul. Am mai venit unul. Mi s-a terminat gulanțele în același timp, ca într-un film de acțiune. Die Hard 10.000. Au mai rămas 3 din 5 și nu prea mai avem gulanțe. Iată, pe acesta l-am nimerit în cap. E bine, acum nu mai avem gloanțe absolut deloc, așa că am face bine să cumpărăm. Iată muniție, să vedem ce gloanțe ne trebuie. A rămas un singur inamic. Și cam asta a fost lupta. Ați văzut cum decurge o luptă în acest joc, ați văzut că nu este deloc a piece of cake, ca să zic așa. Ați văzut că avem probleme cu controlul. Iată, uneori facem crouch când nu vrem, uneori țintim aiurea. Cel mai rău mă enervează când apăs pe butonul de tras și mă trezesc că încep să merg într-o anumită parte în loc să trag în dinamic. Hai să trecem mai departe, să vedem alt obiectiv. Jocul dă dependență pentru că este foarte complex și vă oferă foarte multe lucruri de făcut. Avem 10.000 de rute pentru a ajunge într-un loc, putem să ne strecurăm, putem să o luăm de-a dreptul, scoatem armele, omorim inamicii sau mergem tip-til, le sucim gâturile, rezolvăm puzzle-uri, vorbim cu personajele. Sunt atâtea moduri de a face lucruri în acest joc, încât, v-am spus, este foarte interesant. Mai sunt 17 metri până ajungem unde trebuie. Și totuși nu găsim o rută mai bună. 21 de metri, ne apropiem. Metri și iată-ne la punctul unde trebuia să ajungem. Este o lume foarte vastă în acest viitor al lui 2027. O lume a găștilor, din câte văd găști de mexicani, o lume a drogurilor și a mutanților augmentați, care sunt discriminați de cei din jur. Iată și poliția. Aici mai avem 60 de metri până ajungem în altă parte. Dialoguri de purtat. Și puzzle-ul de rezolvat.
Iată, am atras atenția forțelor de ordine, trăgând cu arma. Nu a fost o idee prea bună. V-am spus, Deus Ex The Fall este un joc distractiv, costă $10, este foarte interesant, vă oferă foarte multe opțiuni, cu violență, fără violență, cu dialoguri bune sau mai proaste, decizii bune sau rele. Ei bine, grafica arată fantastic, muzica este bună, nici actorii vocali nu sunt răi deloc, îi dăm jocului nota 9 din 10, pentru că îl strică controlul și acele bug-uri, pentru, precum cel de mai devreme. Ați văzut, am trecut prin răufăcător. Și trecem și mai departe. Aici ne infiltrăm într-un bârloc de producători de droguri. Devine deja film de acțiune, joc de acțiune. Observați cât de bine arată grafica acestui joc. Ok, nota finală, 9 din 10 de la mobilisimo.ro, iPad mini retina de la evomag.ro și jocul arată bine, este destul de greu, o să vă frustreze uneori, dar partea bună e că aveți multă varietate și foarte multe quest-uri, side quest-uri de făcut în acest joc. Cam atât la mobilisimo, la revedere!